sicriul reginei Elisabeta a II-a va fi adus astăzi la Catedrala St. Giles din Edinburgh, unde oamenii pot veni să aducă un ultim omagiu monarhului. Este prima zi când regina va putea fi omagiată de public. Regele Charles al III-lea va veni și el în capitala Scoției după ce se va întâlni cu parlamentarii la Westminster Hall. Discutăm detaliile zilei de astăzi cu jurnalistul Digi24 Alin Borcea. Ni s-a alăturat în platou, îți mulțumesc. Bună, și de asemenea, în legătură directă cu noi, este profesorul Cristian Părvulescu, politolog. Bună dimineața! Bună dimineața! Cu permisiunea dumneavoastră, aș începe cu colegul meu pentru a-l ruga să ne dea mai multe detalii despre programul foarte bine pus la punct al zilei de astăzi. Primul mare eveniment al zilei este întâlnirea dintre regele Charles al III-lea și Parlament. Nu se va întâmpla, se va întâmpla în Westminster Hall. Cea mai veche parte a Parlamentului Britanic este o sală foarte mare construită de fiul lui William Cuceritorul, deci primul rege, al doilea, practic al doilea rege normand al Angliei. Deci are aproape 1000 de ani, aproape 1000 de ani vechime. Aici parlamentarii voi aduce condoleanțe regelui Charles al III-lea, de asemenea este și prima întâlnire între suveran și parlamentul său. Sala o să dea o atmosferă tradițională, poate chiar medievală, care să ne aducă aminte de originea milenară a monarhiei britanice, dar în același timp ne va duce și în vremea prezentă, pentru că monarhia britanică, vedem, este o instituție care este vie și funcțională în continuare chiar și în secolul 21. După acest moment, regele Charles al III-lea și regina Camilla vor merge la Edinburgh pentru a conduce procesiunea sicriului reginei Elisabeta II-a de la Palatul Holyrood House, unde este depus în prezent sediul coroanei în Scoția, până la Catedrala St. Giles, unde va sta aproximativ 24 de ore. Este o procesiune pe așa numita Royal Mile din Edinburgh, dacă vrei, un fel de centrul istoric, unde sunt toate clădirile importante, semnificative din punct de vedere politic, din capitala Scoției. Regele Charles va conduce această procesiune, va fi în fruntea ei. Sunt informații că s-ar putea să apară chiar și cei doi frați, prinții William și Harry, împreună cu consoartelor, dar acest lucru nu este deocamdată confirmat. Odată ce sicriul va ajunge la Catedrala St. Giles, va putea fi omagiat acolo de către public și, ca o notă de culoare, ca să zicem așa, pe sicriu va fi pusă și coroana Scoției. Cât timp sicriul este în Scoția, chiar și în prezent, este învelit cu standardul regal al Scoției, care diferă de cel folosit în Anglia. De asemenea, vedem și coroana Scoției. Regina Elisabeta II este primul monarh care moare în Scoția după secolul XVI. Este un eveniment major pentru scoțieni. Știm referendumul de independență, știm că pentru unii scoțieni legătura cu coroana este un pic slabă, dar putem spune că regina Elisabeta II, prin acest ultim gest, prin această ultimă călătorie pe care o face prin Scoția, renoadă legătura între Scoția și coroana britanică. O legătură care am văzut-o fragilă în ultimii ani. Dar vedem, sunt așteptați 10.000 de oameni care să vină să-și ia adio de la suverana care a domnit peste ei mai bine de 70 de ani. Și vedem și aceste simboluri ale monarhiei din Scoția. Coroana Scoției și standardul regal al Scoției, care sunt văzute foarte, foarte, foarte rar. Domnule Prăvulescu, regina Elisabeta II a fost văzută de mulți drept un simbol al unității. Era cea care reușea să țină unite, practic, toate cele 14 state suverane din Commonwealth pe lângă regatul Marii Britanii. Sunt acum voci care ridică anumite semne de întrebare că cel puțin o parte din aceste state ar putea dori să își declare independența, să nu mai recunoască monarhul. În general au recunoscut, dar avem exemplu Antigue, care a recunoscut suveranitatea noului rege, dar în același timp a anunțat un referendum pentru Republică. Barbados a făcut deja acest lucru acum câțiva ani. Nu este deci un proces care începe acum, după moartea reginei. El este un proces istoric pe care niciun rege nu-l va putea opri, în măsura în care unii vor dori să-și declare forma republicană de guvernare. Dar
E foarte interesantă discuția pe care a deschis-o colegul dumneavoastră, Alin Borcea, despre Scoția. Pentru că unirea cu Scoția este o unire întâi și întâi personală. Ea s-a întâmplat după moartea Elisabetei I, când Iacob I Stuart a devenit și rege al Angliei, deși era și rege al Scoției, iar abia în 1707 unirea aceasta devine una instituțională sau constituțională, pentru că actul de unire este votat și de Parlamentul, și de Camera Comunelor, de Parlamentul Englez și de Parlamentul Scoțian. Însă e vorba de un act, acel act poate oricând să se desfacă și eu cred că regina a asumat în mod responsabil faptul de a fi acolo în momentul în care moare, pentru a reda speranțe că legatul va rezista. Este un act, din punctul meu de vedere, un act conștient. Știm toți că iubea Scoția, că iubea palatul, castelul unde a murit, dar pe de altă parte faptul că însă scenariile legate de ceremoniile fiind înmormântare au luat altul acest lucru, arată o chestiune politică. Pentru că, da, scoțienii vor independență, dar pe de altă parte, cu siguranță sunt emoționați de aceste evenimente și de aceste ceremonii. Și trebuie să știm că istoria, în istorie contează și astfel de fapte care pot schimba cursul. Iar în acest context, cum va arăta Casa Regală condusă de regele Charles al III-lea? Contextul este unul cât se poate de complicat, dată fiind situația internațională, războiul dus de Rusia în Ucraina, de cealaltă parte situația economică dificilă cu care se confruntă și Marea Britanie. Regele conduce, dar nu guvernează. Era principiul călăuzitor și în monarhia constituțională română, care îl împrumuta din Belgia, care îl împrumuta din Anglia, din Marea Britanie. Deci regele nu intervine efectiv în politica domestică, ceea ce nu înseamnă că nu poate să influențeze politica. Și am văzut cu toți întâlnirea sa cu Liz Truss. Am văzut un rege care este cel puțin la nivelul gestic mult mai activ, prezent, și care are un avantaj în față de noua prim-ministră cu o experiență relativ redusă. Este un om care s-a pregătit vreme de 70 de ani să devină rege. Știe ce are de făcut, știe că nu trebuie să pună clasa politică engleză în defensivă, pentru că aceasta este capabilă de orice. Știți că se discută și acum, în momentul în care vorbim, despre o posibilă abdicare a regelui în favoarea lui Saudia. Cred că se va întâmpla. Eu îl compar cu străbunica al său, Eduard al VII-lea, care a așteptat cu răbdare până când regina Victoria a avut doar 9 ani de domnie între 1901 și 1910, dar a pregătit reformele care i-au permis fiul său, George al V-lea, să reformeze în mod radical Anglia. Pentru că cel mai mare reformă a fost în 1920 a fost George al V-lea, care a schimbat, de exemplu, raportul dintre Camera Comunelor și Camera Lorzilor. Deci, cred că va fi dificil, dar nu imposibil ca regele să reconstruiască încrederea în Marea Britanie, în monarhie, în persoana sa, pentru că regele e încarnarea politicii. Spuneați că regele nu se poate implica în politică, de altfel îl împiedică inclusiv Constituția să facă acest lucru, însă prințul Charles era cunoscut pentru pozițiile foarte vehemente pe care lua pe domeniile de interes și uneori se apropia chiar și de zona politică. De altfel ne amintim o anchetă făcută de o publicație din Marea Britanie care a scos la iveală niște scrisori pe care prințul Charles le trimisese către membrii ai executivului, în care făcea lobby pentru diferite cauze, unele chiar mai controversate decât altele. Da, și cred că lucrul ăsta se va întâmpla în continuare. Vorbim de Constituție Britanică. Dar ce e Constituția Britanică? Nu există o Constituție scrisă. Prima Constituție scrisă a fost cea a Corsicii, care n-a funcționat la jumătatea secolului al XVIII-lea, și apoi cea a Statelor Unite ale Americii, care rezistă de atâta vreme. Anglia are, în schimb, o Constituție flexibilă, care presupune foarte multe acte, de la Magna Carta din 1215 până la devoluția lui Tony Blair în 1998, inclusiv reforma de care v-am vorbit mai devreme a regelui George al V-lea privind Camera Comunelor. Din punctul ăsta de vedere,
Nu există, deci, mai altceva decât tradiția care l-ar obliga pe rege să fie reținut. Dar clasa politică britanică și opinia publică joacă un rol constituțional esențial. Altfel spus, orice li se va părea că nu face parte din tradiția constituțională va fi sancționat. De asta regele va trebui să țină cont de toate aceste lucruri, deși mulți analiști, eu de asemenea, cred că va fi foarte activ, are un timp foarte scurt la dispoziție, spre deosebire de mama sa, și va dori să pregătească monarhia britanică pentru secolul 21. Pentru că trebuie să recunoaștem că ceea ce apreciem la regina Elisabeta și la lunga sa domnie este stabilitatea, dar această stabilitate face ca instituția monarhică să nu fie foarte bine adaptată pentru secolul 21. Vedem din plin, schimbările se produc în fața noastră, inclusiv cele legate de ceremonie, unde ceremonia înmormântării, unde regele are un rol mult mai important de jucat. El este cel care aprobă în ultimă instanță și unele schimbări care au fost făcute îi se datorează în mare măsură și cred că această linie va continua, dar există un spațiu foarte mic pe care îl are la dispoziție. Va depinde foarte mult și de modul în care se va colabora cu guvernul, spre exemplu, cu acest guvern și cu guvernele următoare, pentru că aveți foarte mare dreptate. Pentru Marea Britanie urmează ani grei, criza din Scoția, criza din Irlanda de Nord, toate crizele provocate de Brexit, tendințele acestea separatiste pe care regele poate să le diminueze cu inteligență și printr-o diplomație regală, fără să intervină în spațiul guvernului, dar depășind acțiunile guvernului care sunt prin natura lor limitate. Cristian Prvulescu, politolog, Alin Borcea, jurnalist Digi24, vă mulțumesc mult pentru intervenție.